În vara curentă, mai multe drumuri locale au intrat în reparații după ce guvernul a mărit prin intermediul politicii fiscale alocările către bugetele locale din încasarea taxe pentru folosirea drumurilor. Dacă până anul trecut localitățile primeau 50% din încasări, din 2022 toate sumele încasate, adică dublu decât anterior, se duc în bugetele primăriilor. Singurele condiții impuse administrațiilor locale sunt să folosească acești bani exclusiv pentru drumuri și să-i cheltuiască în anul în curs. Schimbarea a făcut ca unele primării să înceapă reparația ale unor artere mai mari pe care anterior nu și le permiteau. Așa au făcut, de exemplu, primăria și Consiliul Local din Slobozia Mare, raionul Cahul, care au început construcția drumului de acces către lacul Beleu, destinație turistică strategică pentru regiunea de sud, aflat pe teritoriul administrației al acestei localități. Către lacul Beleu, cunoscut pentru coloniile sale de pelicani și întinderile de nufer și care este de fapt nucleul rezervației naturale Prutul de Jos, există acces atât din satul Văleni, cât și din satul Slobozia Mare. Calea din Slobozia Mare, care poartă denumirea de strada Nuferilor, este însă cea mai scurtă, dar nu și cea mai confortabilă. Drumul e de țară, pe alocuri surpat de ape, iar după ploaie devine riscant.